Pentru locuitorii din Coiciu să facă slalom printre obiecte atunci când merg pe stradă este de ani buni o rutină. Pe trotuarele înguste sunt mașini parcate, iar pietonii trebuie să se descurce cum pot. Proastă, foarte proastă, pentru că sunt ocupate de mașini și nu sunt ale noastre, ale trecătorilor. Sunt puțin cam înguste, mașinile sunt parcate pe trotuar, nu prea e așa de mult loc, dar se poate și mai bine. Mașinile parcate nu sunt singura problemă. Din lățimea trotuarelor ocupă și stâlpii de iluminat, voluminoși și amplasați fix pe mijloc. Trotuarul pe care mă aflu acum este foarte îngust, iar oamenii sunt nevoiți să facă slalom printre stâlpii de electricitate plasați pe mijlocul trotuarului și printre copaci. Locuitorii zonei recunosc că sunt nevoiți să meargă și pe carosabil, căci pe unele porțiuni de drum nu au altă alternativă. Își pun viața în pericol, spun ei revoltați, întrucât strada în cauză este intens circulată. Dacă vrei să plimbi un cărucior cu un nepoțel, te-ai scos. Deci nicio șansă să poți să circul fără să intri pe carosabil, ceea ce este un pericol grav. Simțiți și că vă este pusă siguranța în pericol? Absolut, sigur. Atâta vreme când nu poți să fii pieton, nu e nimic în regulă. Și mașinile au dreptul să circule și noi avem aceleași drepturi. Reprezentanții municipalității susțin că trotuarele nu se pot lărgi în această zonă, însă încearcă să găsească soluții pentru ca viața pietonilor să fie puțin mai ușoară. Limita în domeniului public, din păcate, nu permite lărgirea trotuarelor. Însă putem câștiga spațiu odată cu modernizarea iluminatului stradal, prin care se vor înlocui stâlpii de beton de diametru mai mare cu stâlpii de diametru mai mic din metal. Totodată, la reabilitarea străzii, vom ține cont de acest aspect și poate reușim să câștigăm un pic de spațiu pentru trotuare, limitând spațiul pentru carosabil. Însă, până când aceste măsuri vor fi puse în aplicare, trecătorii vor continua să se strecoare printre mașinile parcate, stâlpi și copaci.